Autoritățile au mai confiscat echivalentul la 2,3 milioane de lei de la moldovenii trimiși cu bani acasă de la Moscova la de la Ilanșor. Banii au fost ridicați la aeroportul Chișinău de la 50 de pasageri ce au revenit în țară cu două avioane folosind de scala prin Istanbul. Până la această oră, atât fugarul Ilanșor cât și oameni din anturajul lui nu și-au revendicat suma ridicată de oamenii legii. Cei 48 de pasageri au fost transportați centralizat la aeroport, cu autocarele atât la plecare cât și la revenire, atunci când au adus banii. Persoanele au avut rol de cărăuși ai mijloacelor financiare, astfel încât autoritățile să nu cunoască despre originea și scopul folosirii acestor bani. La revenire, persoanele au fost percheziționate la vama aeroport, iar banii au fost indisponibilizați în calitate de probă în dosarul penal. În total, oamenii legii au numărat 130.000 de dolari, echivalentul la... 2.300.000 de lei. Totodată, oamenii legii anunță că cei care aduceau bani în țară aveau telefoane mobile identice, care la fel se presupune că le-au fost oferite de oamenii din anturajul fugarului Ilan Shor. Captura are loc la câteva săptămâni după ultima tentativă de contrabandă cu bani, când moldovenii ce au participat la Moscova la lansarea coaliției politice Victoria au revenit acasă cu peste 1 milion de dolari.